Salutare tuturor, eu sunt Cristi și astăzi am venit cu Subnautica. Bun, ultima oară nici nu mai știu ce am făcut pentru că a trecut ceva de când n-am mai jucat joculețul ăsta din cauza, mă rog, faptului că am avut alte chestii de făcut și puțin până am avut timp, așa că hai să trecem la treabă. Vreau să-i mulțumesc celui care mi-a spus că pot să ies pe sub ăsta. Apreciez foarte mult. Bun, deci Break Limestone și acum am aflat tot de la voi, bineînțeles, și cum să faci rost în minereuri din astea. Așa că o să încercăm să căutăm pietre și să le spargem. Ok, limestone. Sunt curios dacă... Cupru. Ok, inventarul e full, fantastic, exact ce voiam să aud. Titanium. Hai să vedem ce mai facem cu titanium ăsta. Ok, merge și să bei apa. Da, hai să vedem cum facem, cum luăm cupru. Bun, deci avem o bucată de cupru pentru, nu știu, baterie, acid mushroom, s-ar putea să avem înăuntru. Deci, hai să vedem repede cum rezolvăm. Ok, ok. Nu asta mă interesează acum. Da, deci am de-astea. Hai să facem în felul următor. Prima dată. Deci prima dată și prima dată. Resources, basic materials. Ok, hai să facem un titanium ingot. Să fie acolo făcut. Să avem puțin mai mult spațiu în inventar. Să lăsăm semințele astea. Apoi... Battery, nu deployables, personal, equipment, tools, electronics, ok, deci putem să facem prima oară o baterie, apoi cu o baterie și cu un, trebuie două, ok, bă, privim partea bună, acum avem ceva spațiu în inventar, așa că hai să-i dăm bătaie, trebuie să găsesc niște mai mult cupru, și diverse chestii. Ok, hai să căutăm atunci. Opa, nu pot să-l iau. Ok. Atunci hai să mai căutăm pietre din alea și să vedem de unde mai găsim o bucată de cupru și nu știu exact ce chestia aia de care încă mai am nevoie. Așa. Ok, în sfârșit am mai găsit niște de-astea. Deci ăsta a fost cupru. Titaniu. Ok. Oh, stați așa. Stați așa că din câte țin minte ăștia nu sunt cei mai drăguți. Mi se pare că fac ceva urât. Ah, ok. Inventory full sau? Oh. Tocmai am mâncat chestia aia, glumești. Ok. Ok, bravo mie, ce pot să zic. Titanium. Bă, cred că ar trebui să mă duc prima dată să craftez astea și să văd după aia ce, măcar să văd și eu ce material îmi trebuie, să știu după ce mă duc să caut. Ok, bun, hai să-i dăm bătaie, hai să mergem în șmecheria noastră. Quantum detonation has occurred. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state in T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ok, what? Ce naiba s-a întâmplat? Ok, a bubuit radiation suit, și LED fiber mesh. Ok.
Ok, sper din tot sufletul că nu trebuia să termin asta până acum deja. Oh, goddammit. Bun. Da, nici nu mai știu, nici nu știu unde să... Da, am rămas fără cuvinte. Ok, încă o baterie. Ok, power cell. High capacity mobile power source. Ok. Avem asta acum. High capacity Tenco 2. Cum am făcut să-mi apară astea acolo? Ok, for your convenience, the registration has been added to your blueprints database. Ok. Power cell asta. Inventory. Bun, păi atunci hai să vedem, deci solar power cell, power power. Ok. De fapt nu, hai să le iau cu mine, că cine știe unde-mi trebuie. Nici nu mai țin minte de unde trebuia chestia, doamne. Bun. Ne uităm la blueprints, în partea asta. High capacity O2 tank. Ok. Deci ne trebuie standard O2 tank. Ok, asta avem. Glass și silver? Ok. Ok, deci sea glides, beacon, waterproof locker, base piece, foundation. Ok, ok. Window reinforcement, solar panel, radio fabricator, medical kit, wall locker, counter. Ia, dar nu pot să pun nimic, adică... Life pod. Oh, ok. Hai să le vedem cu galben atunci, dacă tot putem să schimbăm. Deci, advanced theories, doamne, mult de citit. Cred că o să le citesc ora radiation suit. Ok, bun, mulțumesc. This would fully protect, safety, repair tool, ok, power, vehicle, sea glide, vital signs blueprints for fabricating. Altera, ok, bun, știți ceva? Lăsați-o baltă momentan. Hai să căutăm să facem următorul tank. Nu știu de unde să fac rost de sticlă. Hai să mergem în partea aia, cred. Nu știu exact. Bun. Hai, atunci chiar nu știu ce să zic. Hai să nu luăm chestii de-astea, hai să mă duc după ceva de-astea, după pietre, după minereuri și eventual să încercăm să găsim bucata a doua din blueprint-ul ăla care ne trebuie pentru Sea Glider sau cum se numește. Asta n-ar fi rău. Metal salvage, ok, bun, mă bucur, dar... Din păcate nu știu cât de mult o să mă încurce chestia asta. Ok. Ah. 202. Am înțeles. A, e întuneric, ce drăguț, ce drăguț. Tocmai și voiam să zic, mamă, ce întunecată e zona asta. Bravo, Cristiene, bravo. De unde găsesc, de unde găsesc piatră de aia să fac? Rost de...
Chestiile rag pe sub asta. Bă, după cum am zis, toate ca toate. Dar nu găsesc pietre, nu găsesc mai nimica. Ce noapte frumoasă, ce nasol. Ce atmosferă mișto. Ce tare. Mama, așa mi-ar plăcea să am tankuri motor de ăla. Bă, dar pe aici nu se mai găsesc pietre. Ce n-ai bani găsit așa de puține pietre din alea? Cred că o să trebuiască să mergem sus până la urmă. Opa, quartz. Dar asta nu ne ajută. Au! Au! S-a părțit în nasul meu și mi-a dat damage. Asta e ceva. Bă, din păcate văd că ajung într-o zonă din asta unde trebuie să cobor fantastic de mult ca să ajung jos. Piatră, nice, în sfârșit. Limestone outcrop, ok, nu asta mă interesează. Sandstone outcrop, ce dracu? Silver-based wiring is an essential component of many habitat modules. Cupru. Și de unde ar trebui să pun astea? Bă, văd că zona asta e destul de bogată în resurse. Hi-hi, ce drăguț, luminează chestie. Nu sunt așa de departe. Ce dracu e chestia, e o balenă? Ok, bine de știut. Titaniu. Cupru. Creature egg, superb. Știi ce? Hai să dăm drop la astea două, pentru că în momentul de față nu cred că sunt cele mai importante chestii. Cred că putem să facem rost extrem de ușor de ele, adică sunt 100% sigur că putem să facem super ușor rost de ele. Și după aia să mergem până sus. Da, mersi. Balena aia sună așa, doamne. Opa, stai așa că trebuie să așteptăm până se reface... Ăla de respirație, aerul, oxigenul. Ce dubios sună. Pica Metal Salvage, nu asta mă interesează. Pica Metal Salvage, speram, nu știu ce speram. Că știu că dacă găsesc chestie din aia pentru Sea Glider, trebuie să îi dau... cum se numește, trebuie să-l scanez cu... Stai, self-scan F, ok. Trebuie să-l scanez cu scannerul. Oare am găsit ceva fain aici jos? Nu știu exact. Seek fluid intake. Mulțumesc frumos. Oare am fluid de intake? Nu cred că am fluid de intake. Cred că în curând o să trebuiască să mă duc să văd cum fac și eu rost de niște aplică ceva. Pentru că tare mi-e că nu o să mai mă ierte mult în joculețul ăsta. Ia nu mă duc pe aici că sunt de-aia de bubui. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. 100 de metri. Ok. 30 seconds. Da, o să mă duc imediat. Bă, zona asta chiar arată foarte mișto. Da, nu știu dacă mă ajută la ceva. Nu știu dacă acolo trebuie să găsesc Sea Glider sau ceva. Ok, hai repede. Nu, fii atent. Că o să-mi iau damage.
No! No, o să-mi iau damage, o să-mi iau damage, clar îmi iau damage. Like a boss. Hai, către baia să mergem. Nu știu cum da să evit zona de radiații. Ok, n-a durat, cred că, decât 5 minute să ajung înapoi. Bine, poate nici chiar așa, dar totuși o să tai un pic, cred. N-am avut ceva interesant de zis anume în partea asta. Hai să ieșim. Bun. Nu asta mă interesează. Asta mă interesează, să facem apă. Atât? Doar unul am avut? Trebuie să mai prind niște blabberfish din ăsta. Vital signs stabilizing. 1-5 bind quick. Bă, dar totuși, unde fac și eu... Pins. Oh! Translate vertical limb movements underwater into forward thrust, enhance swim speed by approximately 15%. Ok, hai să folosim asta și să vedem unde facem un silicon rubber. Asta e destul de interesant. Silicon rubber, silicon rubber. Disinfected water, bleach, superb. Oh, silicon rubber facem din asta. Ok. Bun. Am doar una, pe bune? A, doar una îmi trebuie, nu, îmi trebuie două. Deci o să trebuiască să facem cât de curând rost de așa ceva. Oh. Titanium quartz, ăsta nu știu ce să fac el. Ok, bun, cred că l-am băut sau nu știu ce am făcut cu apa aia. Ala-i, mă. Ala-i. Știam eu că trebuie să fie o de-asta pe aici. Și cu ocazia asta, de fapt, asta e așa, hai să luăm un ochios din ăsta. De fapt, hai să luăm doi ochioși din ăștia. Mamă, dar ce două ochioși sunt astăzi pe aici. Deci asta chiar nu o să fie o problemă. Pur și simplu ne plimbăm și prindem ochioși și gata, bam, bam. Da, mă, dar stai un pic, stai un pic. Oh, blabberfish! Oh, stai că n-am făcut ce trebuia. Am înțeles, sunt tembel. Ok, hai să facem doi de ăștia. Si... Nu știu de ce am impresia tot timpul că din ochi o să trebuie să faci de la. Mă rog. Hai să facem... Hai să facem două de-astea. Basic material, silicon rubber. Și acum hai să facem niște tălpici din alea să putem să înotăm mai repede. Și gata. Unde Dumnezeu le pun pe astea? Ah. Ok. Nu mai contează. Ah. Well, asta a fost efectiv de ceaba. Superb. Cărul care are rost să le țin pe toate aici. Ah, doamne, știi ce? Lasă-l acolo și mai vedem noi. Ah. Ok. Deci asta chiar a fost degeaba. Bun, high capacity tank. Bun, lasă asta, deci fiber mesh LED. Bun.
Battery glass, flashlight, pathfinder tool, air bladder, emergency flotation, chemical reaction produces lighter than air for faster personal buoyancy. Ok, deci un ăsta cu bladder fish. Deci trebuie să strângem niște bladder fish de noi a sap. Ok, deci nu ochioșii, ci bladder fish. Ok. Ce naiba, mă, că la cât de complicat e să găsești d-aștea, în curând o să trebuiască să mă duc la... Opa, încă unul și se apropie de aia. De ce trebuie să fii tu aproape de aia? Că, da, exact. A, am crezut că iar s-a purțit și a scos gaz de la toxic. Ok, bun. Ba, ar fi bine să pot să mai găsesc măcar una. Dar dacă nu, hai, lasă, caut în timp ce mă duc spre bază, pentru că mor, pentru că efectiv mor. Nu știu ce v-ați fi așteptat să spun sau ce mă așteptam eu să spun. Ok, bun, hai să facem repede două de-astea de apă, două sticle de apă. Poate ne ajută și dacă nu, hai. Sustenanță, craft... Da. Asta este și nu aici. Consumă și consumă. Ok. Deci îmi place că chiar nu mai țin minte ce făceam cu chestia aia. Bun, păi atunci hai să ne întoarcem la chestiile noastre. Din nou, nu mai simt ce făceam cu ăla. Standard to glass și glass. De unde facem rost de glass? Ok. Hai să mergem mai departe, măcar să mai găsim niște pești din aia din care să fac apă, dacă altceva nu. Chiar cel puțin, doamne. Bă, iubește, că ăsta îmi place de mor, dar e complicat al noi. Opa, am găsit oare ceva fain? Sau nu, n-am găsit nimic fain. Ok. Ceva interesant, nu, nimic. Bă, dar nimic, mă, ești nebun la cap, nimic. Niciun pește, nimic. Opa. Du-te, mă. Deci nu te crezi așa ceva. Da, l-am prins. Al naibii, bă, al naibii, să fie el al naibii. Ok. Hai înapoi. Hai înapoi și poate vorba aia, găsim pe undeva mai mulți. Opa, dar ce e asta? A, e ou de creatură. Quartz, nu mă omor eu după quartz. Bă, nu știu, dar ăștia nu-mi prea îmi plac cum arată și știu că sunt unii care bubuie pe acolo, deci s-ar putea să trebuiască să plecăm. Oh, ia, yeah, în curând o să mi se ducă oxigenul corect. Bă, bine de știut, atâta măcar ce pot să zic. Opa. Ăștia nici măcar nu sunt gen pești ca lumea, să-i poți prinde. Ok. Bă, trebuie să țin minte cât de jos sunt, pentru că n-am o metodă să mă duc înapoi la suprafață ca lumea. Metal salvage, full inventory. Haide. Nu știu, poate l-o mor și-o... Yes, blabberfish! O, doamne, doi! Ce gălăgioasă... Se numește Stalker.
Ești nebun la cap, haide. Haide, fratele meu! Haide înapoi jos. Oh, nu, ăștia vin 4-5 după mine. Oh, nu. Am înțeles acum. Ăștia vânează în grupă. Vai de capul meu. Ok, bă, măcar mai am niște apă de făcut. Uite-mi cum Blebberfish, superb, superb, mamă, deci n-am cum, deci te rog spune-mi că am spațiu, inventar full la naiba. Deci nu te cred. Nu! Așa, am mai făcut niște spațiu. Opa, unde-i stalkerii? Aoleu, 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 aoleu. Acum am înțeles. Ei, uite, îmi văd umbra mea, păcă că nu pot să văd și umbra peștilor, să văd cât de aproape sunt de mine. A, e doar unul. Ok, dacă e doar ăsta, atunci cred că e ok. Pentru că putem să facem, uite așa. A, tu țipai, mă! Ăsta ce dracu, e unul radioactiv? Ok. Ok, asta a fost cam mult damage. Hai să ne învățăm minte. Ia. Ok. Forță. Sustenanță, apă. Facem repede niște apă, băi. Acum întrebările mele sunt următoarele. Bine, de asta dacă ajungi și ne-am până la partea asta. Unul la mână. Cum fac și eu să am niște spații de stocare? Văd că nu e chiar ca în Minecraft. Eu e repair tool. Ok, trebuie să facem un repair tool. Deci să punem și repair tool-ul pe... Ok, sulfur. Ok, trebuie să vedem unde facem rost. Ah, probabil că dintr-o... peșteră, zic și eu. Bun, deci prima dată ce voiam să zic. Deci am nevoie de glass, nu știu de unde să fac rost de glass și trebuie să fac un spațiu de stocare. Dacă am atâta, în schimb, nu cred că am ceva anume care să fie extrem de nasol, în schimb, în afară astea. Ok, am băut apă, tot trebuie să mai fac rost de niște pești din aia. Băi, fiți atenți ce cred că o să fac. Cred că o să mai mă... limb eu un pic pentru data viitoare. Power 55 din 75. Unde este power? Da, ok, din păcate nu merge. Deci cred că pentru data viitoare să fac pur și simplu rost de niște chestioare, că altfel nu știu ce să zic. Opa, stai așa. Power 10 din... Da, nu știu, o să văd ce fac. Bun, deci o să fac rost de niște Blebberfish și pe data viitoare o să văd dacă vă rog, lăsați și mie un comentariu. Dacă știți cum să fac un chest și de unde fac rost de glass. Bine, cred că o să mă uit și eu totuși pe YouTube dacă e să nu comenteze nimeni pentru episodul următor. Deci ar trebui să fie bine. Dar asta e, ne auzim, oameni buni, ciao, les.